intrăm în subiectul serii, mi s-a părut important să știți un pic de ce am pornit totul, cum putem să facem niște lucruri și Costin și City InnoHub sunt un important instrument care pentru unii s-ar putea să fie potrivit, pentru unii mai puțin potrivit, dar ideea e să alegeți voi, să aveți de unde alege. Și prima întrebare pentru Cristina e legată de structura unui accelerator. Ce face un accelerator și cum e diferit față de alte instrumente de sprijin? City InnoHub, de exemplu, un instrument de sprijin pentru startup-uri. Un accelerator este un alt instrument de sprijin. Cristina, you have the floor. Bună, mersi, George. Mă bucur foarte mult să fiu aici, sunt așa de entuziasmată. Am și un motiv foarte... am intrat în fora asta și în parteneriatul acesta și datorită faptului, mă rog, numai activității pe care o facem cu Techcelerator și cu Noța, dar poate și datorită faptului că sunt din Constanța. Și mă întorc cu plăcere aici și mă bucur mult că am ocazia să contribui, sper, cât mai relevant la creșterea ecosistemului de startup-uri din orașul meu natal. Pe mine mă cheamă Cristina Țoncu, am lucrat în proiecte de antreprenoriat de mulți ani, cam de 12 am numărat eu. Firmă de consultanță management, proiecte internaționale, Global Entrepreneurship Network, dacă ați auzit cumva, este un proiect la peste 180 de țări, început de Kaufman Foundation din Statele Unite pentru promovarea antreprenoriatului așa în general. Iar în zona de startup-uri tech am intrat din 2015 cu un proiect internațional făcut cu o organizație din Statele Unite, finanțat de Fundația Română-Americană, care își dorea să aducă aici expertiză, să ducă din zona de cercetare, dezvoltare, inovare, proiectele, produsele cercetate, rezultatele cercetării, să le transforme în produse vandabile, deci pe zona de comercializare, să le pune pe piață. A fost un proiect foarte frumos. În anii ăia am învățat ce înseamnă startup-uri, nu numai eu, ci întreaga comunitate, pentru că... erau foarte puține informații, ce înseamnă mentor, ce înseamnă networking, ce înseamnă să ai un mentor, să-ți cauți un mentor, să construiești un produs, să construiești o strategie, să-l pui pe piață și așa mai departe. A fost o experiență foarte, foarte frumoasă. Am învățat foarte multe de la cei care veniseră din state cu experiențe de zeci de ani și așa mai departe. Și în 2017 am pornit un proiect nou, care se numește Techcelerator, în ideea de a aduce și mai multă contribuție și de a susține, de a crește numărul de startup-uri, de a susține cu... Noi suntem un facilitator, strângem informații și resurse și le dăm mai departe către cei care construiesc produse, în special de tehnologie. Aici suntem complementari cu ceea ce face Asociația Firmelor Constanțene. Și mă bucur foarte mult că, practic, activitățile noastre se împletesc. Acum, să răspund la întrebare, am făcut așa un lucru. Noi am început cu această misiune de a construi un accelerator de afaceri. După cum îi spune și numele, un accelerator de afaceri este un program așa construit, cu un anume design, în care selectăm produse și echipe care gândesc să dezvolte un produs digital acum pentru ceea ce este strategia noastră de tehnologie. După selecție, participă la un program de 2-3 luni de interacțiune, networking și diferite acces la diferite resurse, în care, practic, noi îi înarmăm echipa respectivă cu informații, cunoștințe, conexiuni pentru următorul un an, doi ani de activitate, astfel încât să poată să știe și să știe ce să acceseze și pe cine să acceseze în dezvoltarea produsului respectiv. Până la momentul în care începe să aibă tracțiune și rezultate evidente, adică venituri și așa mai departe. Există o perioadă destul de lungă uneori
între momentul începutului și obținerea de venit, din păcate, în zona aceasta. Și atunci, un asemenea program te ajută într-un timp foarte scurt să înțelegi lumea în care ai intrat și eforturile pe care trebuie să le depui și cunoștințele pe care trebuie să le ai și abilitățile pe care trebuie să le însușești ca să devii un fondator puternic și perseverent și bine pregătit, astfel încât să-ți duci produsul acolo unde vrei, să-ți vezi visul cu ochii, să ajungi să crești un business scalabil. Acesta este un accelerator. Noi am început în 2017, am stat un an pe bară, toți, fără nicio finanțare, dar am avut acest vis și norocul unui parteneriat puternic. Am fost invitați de unul dintre fondurile de investiții care au luat naștere atunci, în 2007, să colaborăm cu ei, se numește Gapminder Venture Partners, să colaborăm cu ei pentru zona de very early stage. Ei construiau un fond, partenerii au depus proiectul, au strâns partenerii care să contribuie la fondul respectiv, s-a constituit fondul la sfârșitul anului 2017, am început activitatea împreună, 45 de milioane de euro, noi, un partener... Câte start-up-uri? Mai știi? Câte au luat? 45 au luat. Deci 45 de milioane în 45 de start-up-uri. 1 milion de start-up-uri. Nu e chiar așa, că sunt mai multe start-up-uri, 45 de milioane de start-up-uri am servit noi, în zona de early stage, da? Ei au un fond mare cu două buckets, două găleți de bani. O parte dedicată companiilor la început de drum, care au nevoie și de cunoștințe, de ghidaj, de mentorat, dar și de bani, evident, ca să își ducă produsele pe piață. Cealaltă parte a fondului, oferită în mod direct unor echipe cu experiență mai mare și eventual cu ceva atracțiune. Și aici, mă rog, împărțirea nu se face așa 45. Da. Pentru că ei au un portofoliu, cred că vreo 20 de companii care nu au lucrat direct cu noi, care au luat investiții și etichete chiar mai mari. Și de atunci, din 2018 până la sfârșitul anului trecut, am avut această colaborare. Acum lucrăm împreună, suntem în același birou, dar am rămas în relații de networking, adică propunem cele mai bune startup-uri către ei pentru a fi investite. Și nu mai lucrăm în mod exclusiv doar cu Gapminder, ci cu toate fondurile din România, sunt vreo 13, mai mici, mai mari, și cu alți actori care ajută la suport investițional, crowdfunding platforms, Blink, dacă ați auzit, grupurile de business angel. Și din 2021 am ieșit și în afara țării, am început să ne facem parteneriate cu organizațiile similare noastre și cu fondurile active din zona de sud-est și din Europa Centrală și chiar și mai departe. Deci cam asta e. Ce observ în România este că odată ce o echipă are anumite rezultate, gen, nu știu, a reușit să vândă ceva, dar asta este puțin mai târziu, a luat un premiu sau... nu știu, la I Like IT, la emisiune și a făcut emisiune cu ei sau ceva, consideră că sunt suficient de experimentați și nu mai vor să-și piardă timpul cu un accelerator. Ideea este că este un timp extrem de eficient și de bine drămuit și printr-un asemenea program, practic, absorbi o mulțime de resurse de care te poți folosi ulterior ca să-ți pui strategia în aplicare. Deci, în general, se fac, bine, pe vremuri apuse, aveam interacțiuni fizice, foarte multe, aproape săptămânal, de două ori. Acum lucrăm foarte mult în online, pentru că ne-am diversificat activitatea și ne-am dorit și startup-uri din afara României, pentru a eficientiza posturile, lucrăm foarte mult în online.